Hei, salut, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, bună seara! Astăzi vreau să vorbim despre o temă aproape biblică, și anume cere și ți se va da. Pentru că observ foarte multă lume debusolată, deranjată, dezamăgită de modul în care ceilalți, și anume partenerii de cuplu, răspund cerințelor. Însă de foarte multe ori aceste cerințe sunt făcute într-un mod extrem de eronat. Pentru că, vedeți, și acolo la Biblie spune cere și ți se va da. Nu spune urlă și ți se va da, nu spune înjură și ți se va da, nu spune devalorizează și ți se va da, nu spune obligă și ți se va da, nu spune amenință și ți se va da. Spune cere și ți se va da. De ce este foarte important acest aspect? Pentru că în momentul în care vorbim despre acest sistem social de angajament, un termen pe care deja vi l-am mai introdus pe aici pe acolo în anumite filmulețe până astăzi, vorbim despre reciprocitate. Ori reciprocitatea se cere pe un ton care nu te scoate în răspunsurile automate la stres, adică nu te scoate în fugă sau luptă. Asta înseamnă hiperexcitare și nici nu te scoate în colaps sau în freeze sau în cry for help, aia nici mai vorbim despre, deci în partea de jos, în hipoexcitare. Te duce, te menține în zona aia de fereastră de toleranță sau de fereastră optimă de funcționare, acolo unde poți să comunici eficient, unde poți să găsești soluții, unde poți să fii iubitor, jucăuș, generos, unde poți să oferi această reciprocitate. Drept urmare, spre exemplu, dacă tu îți dorești să te duci în bucătărie și să faci curat, dar vrei să îl cointeresezi și pe partener sau pe parteneră, nu faci chestia asta țipându-i din bucătărie, da bă, bine că stai tu pe canapea și te uiți la televizor când tu deja te-ai apucat să faci niște chestii. Da? Pentru că omul ăla se va simți atacat, nu va înțelege de ce l-ai atacat, pentru că tu nu te-ai dus din primul moment, din capul locului, nu te-ai dus să-l întrebi, bă, vii să mă ajuți și pe mine, că uite, vreau să spăl și eu chiuveta, aragazul și frigiderul. Zic. Iar ăla ți-ar fi zis, bă, sigur e nevoie să facem chestia asta, că uite, sunt praf de oboseală, mă, nu am niciun chef, hai că facem mâine. Uite, mâine îți promit că vin și... Ai stârnit un feedback, da? Omul ăla și-a luat un angajament, omul ăla a zis un lucru. Dacă mâine nu face chestia asta, poți să-i zici, bă, da, mi-ai promis că facem, e nașpa, uite, arată ca dracu, alea. Și aici, păstrând zona asta, da? Nu te apuci să-i spui, tu niciodată nu faci, ești un trântor, tu nu mă înțelegi, lasă că vă știu eu pe voi ăștia și alte chestii de genul ăsta, pentru că vei risca să produci o reacție automată la stres din partea lui, care să fie în capac sus, fugă și luptă și este scandal, fie jos, își dă shutdown sau intră în freeze, deși bărbații intră mai puțin în freeze, fie vorba între noi. Dar unii se închid, își dau shutdown și stau acolo. Ei sunt acolo, trec cuvintele până ei, tu chiar zici, bă, dar tu chiar ești nesimțit, că nu, tu n-auzi ce zic eu. Păi nici n-aude, că s-a învățat așa. Probabil de mic, când un alt personaj feminin țipa la el. Drept urmare, da, cere și ți se va da, însă cere-o pe un ton care să producă un răspuns eficient, nu pe un ton care să răspundă, să ofere un răspuns reacție. Una e să generezi un răspuns și alta e să generezi o reacție. În momentul în care generezi o reacție, ești în capace, da? Și acolo nu prea se raționează, nu prea se gândește, acolo e reacție, da? Și alta e să oferi și să generezi un răspuns, acolo de unde se poate funcționa corect, da? Cere și ți se va da. Păi uite, doar că am trebuit să fac curat în bucătărie. M-a ajuns și pe mine, uite, măcar chiuveta, știu, durează 10 minute. Crezi că poți să mă ajuți? Da? Dacă este un partener care nu se ocupă de niciun fel și nu acceptă niciun fel de implicare, indiferent de tonul pe care tu îl folosești, ar fi să te gândești pentru ce ai acceptat rolul de menajeră.
Și pentru ce ai acceptat în viața ta un partener sau o parteneră care este reptilă, care nu este capabil sau capabilă să-ți ofere reciprocitate? Ar fi să te gândești la asta. Altfel, cere pe un ton eficient și eu aș fi în stare să fac pariu că ți se va da. Chiar sunt curios ce părere aveți cu asta și ar fi interesat să-mi spuneți, interesant să spuneți în ce condiții ați reușit să primiți un sprijin sau un răspuns eficient de la partenerii sau partenerele voastre și pe ce ton s-a întâmplat chestia asta. Pa!